Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpe, aici din studioul Capital TV, televiziune pe bune. Așa cum spuneam și în alte ediții, ne apropiem pas cu pas de finalul campaniei electorale, pas cu pas de momentul în care vom alege edilii, vom alege pe cei care ne vor conduce județul, vom alege consilierii locali și județeni. Pas cu pas, secundele, orele trec și bătălia electorală, așa cum a fost ea, devine tot mai interesantă, iar competitorii vin în studioul sau printre dumneavoastră pentru a-și spune ultimele idei, ultimele programe sau pentru a reuși să comunice ceea ce n-au reușit până în acest moment. La această oră îi avem invitați în studioul Capital TV pe domnul Laurențiu Nistor, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara din partea PSD, și pe domnul Cristian Răzmeriță, de data asta în studio în calitate de candidat pe listele PSD pentru funcția de consilier județean Hunedoara. Bună ziua, domnilor! Bun venit în studioul Capital TV! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, bună ziua! Mă uit la dumneavoastră și realizez că atât pentru domnul Nistor cât și pentru domnul Răzmeriță este prima emisiune împreună cu mine. Hai să vedem ce o să iasă. Un fotoliu cu ghim de data asta electoral, cu specific de promovare electorală. Și am să încep cu domnul Nistor și am să-l întreb, domnule Nistor, în toată campania electorală am auzit un leitmotiv. Eu o să-l reinterpretez și o să vă rog să nu vă simțiți jignit că n-aveți de ce. Nistor bătrânul. Ce mai caută Nistor? Ce mai candidează Nistor la 70 de ani? Ce să mai facem cu el? Să se ducă la pensie, să ne lase în pace și așa mai departe. Cum e? În primul rând, trebuie să fim sinceri. Îmi doresc să ajung 79, Să dea 87, Dumnezeu. 100 de ani. Am 69 de ani. Mulți înainte. Deci v-au îmbătrânit. Un an mi l-a pus în plus prietenul meu, Heiuș, că probabil el la anii mei, nu știu dacă mai are voința și dăruința și vigoarea în sine ca atare să mai facă ceva. Acum să dea Dumnezeu să ajungă și el la anii noastre. Doamne ajută! Doamne ajută! Asta este clar. Zilele nu ne le dăm noi. Zilele ne le dă Dumnezeu, ne le-a dat și Dumnezeu ne ia zile cât vrem. Referitor la... Aveți dreptate. Chiar m-a făcut de multe ori să râd și pe mine. Și tocmai de aceea trebuie să spun că celui care spunea și domnul Heu și domnul David că sunt bătrân, i-am propus domnului David două lucruri. De vreo 10 ori în emisiuni televizate l-am rugat, nu l-am implorat, este adevărat, l-am rugat să venim amândoi la o televiziune, indiferent care din județul Hunedoara, cu vreo 5 sau 7 moderatori și să apărăm în fața celor care așteptăm să ne voteze pe data de 27 septembrie, să vine să spunem fiecare ce avem de gând să facem pentru județul Hunedoara. N-a avut curajul, nici iată că se termină campania electorală, n-a avut curajul să o facă. A doua, când am auzit că tot îmi spunea că sunt bătrân, sigur, în anii mei, mă mândresc cu ei, îi duc cu multă dragoste și multă patimă de muncă, dar vreau să vă spun, stimați telespectatori, și la această televiziune, care, așa cum a spus-o dumneavoastră, televiziune pe bune, și fotoliu cu ghimbi, Și națională pe și deasupra. națională, dar eu, în primul rând, fac o precizare. N-am simțit ghimbi pe scaunul Păi e ăsta. spațiu de promovare electorală. Veniți Da, după n-am campania simțit. electorală și discutăm atunci. Am spus-o și la alte emisiuni și o spun și aici ca să lămurim. Văzând că nu se lasă nici cum să răspundă la provocarea mea de a veni într-o televiziune să discutăm exact despre campania electorală și ceea ce putem să facem fiecare dintre noi pentru județul Hunedoara, atunci am făcut altă provocare. Tot mă provoca că sunt epuizat, sunt nu știu cum. Și am Eu spus, nu vă domnule, depuizat, dar mă rog. da, și de epuizat. Și când am auzit că sunt bătrân, mă interesa. Că dacă ar veni cumva și ne-am pune unul lângă altul,
ar zice lumea că sunt fratele cel mai mare al lui. Deci cam așa este. Dar l-am provocat la altă. L-am provocat la ceva, o activitate sportivă. Și am spus la televiziune atunci, domnule David, dacă ați refuzat să veniți la dezbatere electorală cu mine, să spunem ce vrem să facem pentru județul Nedoara, n-ați vrut. Dacă tot mă jigniți că sunt epuizat, vă provoc să alergăm din Deva și până la intersecția Bejan-Chișcădaga și am spus așa, eu plec din fața prefecturii, pe el îl las să plece de la Lucoil, de la ieșire din Deva, cu arbitri internaționali, dacă este cazul, că se vadă că respectăm, și până la intersecția Bejan-Chișcădaga îl prind, cu o condiție, să nu-l prind mai repede, că se obosește și îl prindeam cumva pe șanță. Acum sau, sunteți sau... răi și unul și celălalt. Nu sunt rău. Deci, ca să dovedim că nu sunt epuizat. N-a răspuns nici la această provocare. Nu știu la ce provocări să-l mai provocă. Marea știu. Provocare va fi în 27 septembrie. Marea provocare va fi în 27 septembrie și, din păcate pentru el, fiindcă n-a avut curajul să vină în fața cetățenilor, în fața celor care pun ștampila de vot pe cel care cred că merită să fie președinte al Consiliului, pot să spun de pe acum, domnule David, că pot să-ți dau un telefon duminică seara cu plăcere și cu respect. Cu respect, nu, eu nu mă folosesc cu jigniri, cum fac ei. Și o să spun că n-ai alergat suficient ca să câștigi președinția Consiliului Județean și o pierde cu siguranță. De ce sunteți atât de sigur? De ce sunt? Da. Fiindcă experiența mea de 30 de ani în administrație publică, 18 ani și 6 luni de primar, în care cu adevărat știu administrație publică și cetățenii din comuna mea dragă și unde m-am născut, am crescut, am făcut clasele primare în Șoimuș și acum sunt mândri de mine că am fost primarul lor. Pe urmă, 12 ani de deputat în Parlamentul României, care pot să spun că alături de colegul și bunul meu prieten, Cristi Rezmiță, care acum este senator, a fost și deputat, am stat în bancă, chiar dacă eram eu mai în vârstă decât el sau el mai tânăr decât mine, de multe ori schimbam ideile și amândoi ajungeam la concluzia că ideile sunt foarte bune și le dezvoltam împreună. Iată că și această experiență de 12 ani ca și deputat m-a făcut să lucrez din suflet și cu suflet pentru județul Nedoara și pentru cetățenii județului Nedoara. Și vreau să vă spun că un singur lucru pot să vă dau un exemplu. Alături de colegul meu și alături de ceilalți colegi din Parlamentul României de la PSD județul Nedoara, nu pot să spun PNL, că n-are rost, s-au făcut de minune, am adus în 2017 648 de milioane de lei fonduri pentru Programul Național de Dezvoltare Locală 2, PNDL 2. Da? Da. Apropo, fac o paranteză. Ministrul de resort, ministrul administrației, unii îl numesc ministru Grindă, nu știu de ce, habar n-am, nu vreau să spun de ce, era greu să-și pronunțe. Acum e și ministrul Pepsi. Da, mă rog. Lui era greu, nu Grindă, lui era greu să și pronunțe PNDL2, spunea PNL, PLL, încurca lucrurile. Da, în fine, asta este. Ce să vă spun, această sumă n-a fost adusă în județul Nedoara în timp de 30 de ani. Și iată că eu, alături de colegii mei, alături de Guvernul României PSD, am reușit să aducem această sumă enormă în județul Nedoara, pentru toate localitățile care și-au depus proiecte. Cu excepția a trei localități care, din păcate, tot peneliste, care n-au depus nici măcar un program. Care? Nu vreau să... E campanie electorală și nu vreau să fac de minune pe primar că așa vor pierde. Deci, păi și... sunt peneliste, a zis. Da, dar vor pierde și nu vreau să... Care, domnul? Chiar nu mă provocați. Păi, bă, vă provoc. Care comune? Că... Uite, eu vă spun una. Și dumneavoastră spuneți... Boșorod. Nu. Care? Iau, prima, Ilia. Așa. Doi. Ziceți. Certejul. Nu mă miră. Nu vă miră. Nu. Trei, Bătrâna. E, de Bătrâna nu ne mai legăm sau nu știu ce. Dar comune ca Ilia,
ca Certejul. Și se miră primarul de la Certej. Deci la Certej nu mă miră. Și dar se miră primarul de la Certej și domnul Heiuș, președintele PNL-ului de Cenu. Au fost primarii noștri din tot județul, nu numai PSD, și PSD și PNL, fiindcă fac o paranteză foarte clară să fim. Guvernul PSD niciodată n-a ținut cont că un primar are o culoare politică și altul altă. Despre asta guvernul PSD, guvernul PSD, numai o atenție. Guvernul PSD a crezut și a spus așa: toate OAT-urile trebuie să se dezvolte. Cetățeanul nu trebuie să simte că primarul lui este de o altă culoare față de partid. Și au fost 225 de proiecte făcute de primarii noștri din județul Hunedoara pentru suma de 648 de milioane de lei. Este ceva enorm. Cum e domnul Resmeriță? Are dreptate colegul dumneavoastră de acum, partid și candidatul? Vreau să confirm celor care ne urmăresc în momentul de față că într-adevăr este prima oară când sunt la dumneavoastră în emisiune și vă mulțumesc pentru invitație. Chiar dacă ne aflăm într-o emisiune, a spus dumneavoastră, de promovare electorală și nu vă contrazic, așa o fi. Însă întrebările pe care le-ați pus dumneavoastră nu sunt întrebări neapărat de promovare electorală, și sunt întrebări dificile și mie îmi place treaba asta. Mie nu-mi place să vin nici la lucruri servite, nici la lucruri foarte simple. Ați început cu o întrebare pe care a spus-o colegului meu, domnul Nistor, cel care candidează pentru poziția de președinte al Consiliului Județean din partea PSD, cu referire la vârstă. Și eu nu mă ascund de acest lucru, eu fiind cam de vârsta lui Adrian David, care este principalul contracandidat al nostru. Să știți, eu vin dintr-o zonă a județului, din Valea Jiului, nu vin din altă lume, ca să se înțeleagă, deci vin tot dintr-o parte. Deși mulți ar spune că veniți din altă lume. Să știți că eu pot să spun că vin dintr-o, dacă ar fi să vin dintr-o altă lume, în ghilimele, eu cred că vin dintr-o lume poate mai bună decât lumea asta de centru a județului, în care toată lumea consideră că le știe pe toate, dar se întâmplă destul de puține lucruri. Dacă ar fi să vă duc în zona Văii Jiului și să invită pe cei care sunt de aici din centrul județului, au să rămână uimiți poate de dezvoltarea pe care au luat-o niște orașe acolo, de dezvoltarea pe care au luat-o turismul în zona Straja, spre exemplu, în zona Cheile Buții, lucruri foarte frumoase care s-au întâmplat în ultimii ani, îndeosebi sub guvernarea Partidului Social Democrat, care a sprijinit foarte mult administrațiile cu anumite proiecte pe care, bineînțeles, primarii le-au făcut, au fost finanțate și prin PNDL, dar am atras și foarte multe fonduri europene în localitățile din Valea Jiului de ordinul zecilor de milioane de euro și atunci Valea Jiului pur și simplu a renăscut în această perioadă. O discuție despre vârsta candidaților, credeți-mă, eu credeam că pot să ascult și să aud doar într-o lume care nu este atât de evoluată ca și România anilor 2020. Să știți, eu cunosc oameni și am prieteni foarte mulți care sunt trecuți de 60 de ani, deși eu am 40 doar. Pot să spun că sunt prietenii mei și să știți că unii dintre ei sunt mai viguroși, poate decât oameni de generația mea. Nu înseamnă niciodată că dacă ești tânăr, nu știu, ai totul pe tavă, nu înseamnă că dacă ești tânăr, reprezintă în mod automat un atu. Pentru că, să știți, sunt și oameni foarte tineri, foarte bine pregătiți, cu capul pe umeri, sunt și oameni care au o vârstă mai înaintată decât a mea, decât a dumneavoastră, care se prezintă și fizic și intelectual foarte bine și, cel puțin din punctul meu de vedere, o discuție între candidați din punct de vedere al vârstei, pe mine cel puțin mă jignește și îmi jignește intelectul, necrezând că într-o lume atât de dezvoltată ca România anilor 2020 putem să ne mai punem problema că un om, nu știu, la o anumită vârstă este depășit, să spunem. Aș vrea să... Numai puțin. Cei care candidează pentru președinția Statelor Unite în momentul de față, Trump și Biden, sunt bine trecuți de prima tinerețe și totuși nu am auzit în Statele Unite o astfel de discuție. Doresc să trec peste această chestiune și să vă spun că, în primul rând, eu aș dori să scot în evidență lucrurile bune făcute de Consiliul Județean sub o guvernare a Partidului Social Democrat și cu o conducere a PSD, formată din domnul Bobor, aceilalți vicepreședinți, dar și cu sprijinul domnului președinte Nistor, președinte al Partidului Social Democrat. Și vă spun că doar în zona din care vin eu, în zona Văii Jiului, s-au implementat niște proiecte foarte frumoase, cu niște finanțări de 10 și 10 de miliarde, care au ajutat fiecare localitate. În zona Văii Jiului, și trebuie să înțelegem, acolo avem 3 orașe și 3 municipii și o populație bine peste 100.000 de locuitori. Deci cred că asta este important, să scoatem în evidență proiectele pe care le-am făcut. Nu cred că trebuie, nu știu, nici contracandidații noștri băgați atât de mult în seamă. Și poate pe parcursul emisiunii mă și întrebat și o să vă și spun de ce cred că nu trebuie băgați foarte mult în seamă. Vis-a-vis de vârstă, vreau să vă spun și dumneavoastră ce am spus și altora. Astăzi am avut o înregistrare a unei emisiuni de promovare electorală cu primarul municipiului Hunedoara.
care mi-a trimis un mesaj că are un invitat, un susținător surpriză. N-am știut la ce să mă aștept. De regulă, invitații intră primii, ulterior urmând să-mi iau și eu locul. L-am văzut pe domnul Răceanu. Un om deosebit. La 90 și ceva de ani, de o coerență, de o verticalitate, de o inteligență extraordinară. Omul acela astăzi mie mi-a umplut ziua, mărturisesc. Eu nu fac parte din niciun partid politic și nici nu cred că voi face asta curând. Dar domnul Răceanu, chiar dacă este susținător PSD, putea să fie și, nu știu, susținător al partidului MOV cu picățele în dungi, dacă există așa ceva. Ca om, ca prezență, a fost formidabil la vârsta lui de 95 de ani. Sau ceva de genul ăsta, 90 și ceva. Și mulți, domnul Simion, mulți dintre cetățenii județului Andorra pot învăța foarte, foarte, foarte multe lucruri bune de la domnul Răceanu. E omul care a construit municipiul Hunedoara până la urmă. Și Deva. Da, de Deva n-a vorbit foarte mult, a vorbit de Hunedoara, oricum mi-am propus să-l invit după campania electorală la o emisiune, pentru că e un om fascinant. Revenind la promovarea dumneavoastră electorală și având în vedere că dumneavoastră vreți să candidați la, adică nu vreți, chiar candidați, s-a mai vehiculat ceva și se vehiculează în continuare. O altă temă este aceea că Nistor a mai făcut lucrul ăsta odată. A ieșit președinte la Consiliul Județean, după care a plecat în Parlamentul României. Nistor, dacă iese președinte la Consiliul Județean în 2020, va participa la alegerile parlamentare și, obținând loc eligibil și fiind ales, va pleca din nou în Parlament. Cum comentați lucrul acesta? Cât adevăr e în el? Cât e adevăr? Despre acest comentariu, adevărul este zero. Este minciune sfruntată, lansată pe piață de către contracandidatul meu, al PNL-ului, reprezentantul PNL-ului și de către Partidul Național Liberal. Ei confundă 2016 cu 2020. În 2016 noi am fost aleși pe listă, pe listă de consilier județean, iar președintele era ales din rândul consilier județean prin votul Consiliului Județean. Mă bucur că astăzi președintele Consiliului Județean este ales prin vot uninominal. Și ei nu pot să priceapă peneliștii conducerea, că cei care sunt convins că omul, cetățeanul, care apreciază PNL-ul și fiecare are dreptul să aibă o opinie politică. Corect. Știe mai mult decât conducerea PNL-ului că nu se mai poate pleca din funcția de președinte, fiindcă în momentul în care ai candidat și ai câștigat președinția Consiliul Județean prin vot uninominal, nu se mai poate pleca. Asta în 2016, în 2016, da, aveți dreptate, am fost ales de către consilier și când a fost domnul Dragnea la Țebea, la serberele de la Țebea, în fața tuturor televiziunilor, a presei, care, domnule, cred că erau peste 50 de oameni de presă și televiziune, a spus următorul lucru. Îl rog pe Laurențiu și pe Cristi să se întoarcă în Parlament, fiindcă avem nevoie de experiența lor. De ce? Parlamentul, în acea perioadă, în 2016, 75% dintre parlamentare PSD au fost parlamentari noi pe listă. Și atunci era normal să aibă și oameni cu experiență care să formeze mai în continuare oamenii tineri care au venit în Parlament. Sigur că vreau să-i asigur pe cetățenii municipiului Deva și pe cetățenii județului Hunedoara, v-am spus, municipiul Deva, suntem în Deva astăzi, da. Dar pe toți cetățenii județului Hunedoara că de data asta voi rămâne președinte al Consiliului Județean Hunedoara și, așa cum a spus dumneavoastră, candidez, nu, voi câștiga, deci chiar așa o spun, voi câștiga clar președinția Consiliului Județean Hunedoara și vreau să mă dedic în totalitate pentru cetățenii județului Hunedoara și pentru județ. Este Valajiului, domnule Răzmeriță, un bazin electoral PSD? Rezultatele din ultimii 30 de ani spun asta.
Însă să știți că pentru ca un om să voteze PSD, fie că ne aflăm undeva, în municipiul Hunedoara, pentru că vorbeați de domnul primar Bobouțanu, sau de mine, care sunt din Valea Jiului, locuiesc acolo, sunt de acolo, trebuie foarte multă muncă. Deci nu poate să fie, nu știu, de exemplu, Deva un bazin PNL, eu nu sunt de acord cu acest lucru, cum nu sunt de acord să spun nici că Valea Jiului este un bazin PSD din start. Eu cred că anumite zone pot să devină bazine electorale sau nu, în funcție de munca pe care o depun organizațiile. Organizațiile locale din Valea Jiului, dar și organizația județeană, depune muncă în așa fel încât să transformăm toate localitățile, toate cele 69 de localități, fie că vorbim de comune, de orașe sau de municipii, în bazine electorale PSD. Asta este dorința noastră. Bineînțeles, suntem cu picioarele pe pământ, înțelegem că nu putem să câștigăm 100%, trăim într-o democrație, cetățenii au dreptul să aleagă și este foarte bine că fac acest lucru, însă să știți că dacă vorbim, de exemplu, de Valea Jiului, locul din care vin eu, vă spun că domnul președinte Nistor are foarte, foarte mare susținere, nu pentru că este membru PSD, nu numai pentru că este membru PSD, contează și acest lucru, însă locuitorii din Valea Jiului, și eu vorbesc pentru dânsii pentru că eu acolo cunosc mai bine realitatea politică, acolo sunt implicat 100%, cunosc lucrurile bune pe care dânsul le-a girat din poziția de deputat, de președinte al organizației județene, pe care o ocupă în momentul de față. Deci cetățenii votează PSD și apreciază Partidul Social Democrat, nu pur și simplu pentru că apreciază PSD-ul, ci pentru că apreciază activitatea pe care noi am avut-o și activitatea domnului președinte Nistor, și eu doresc aici să vă asigur și pe dumneavoastră și pe cei care ne privesc. Bineînțeles că o să pot să fiu privit cu subiectiv de către cei care îi privesc, să spună, domnule, Resmeriț este PSD-ist, normal că spune de Nistor că vă lua rezultate foarte bune. Dar putem să ne auzim și pe 27 seara, pe 28, viața nu se termină. Cu siguranță ne vom auzi. Eu vă garantez de acum că președintele Nistor va lua voturi foarte multe în Valea Jiului și se va crea o diferență extraordinar de mare în favoarea dânsului. Pe restul județului am încredere că toate organizațiile vor trage în așa fel încât dânsul să câștige și îmi exprim convingerea că se va întâmpla acest lucru. Dar încă o dată, poate că pot fi interpretat, domnule, spune pentru că este PSD-ist, pentru că este colegul domnului Nistor, eu vă spun din suflet acest lucru și dacă nu aș crede în el, nu vi l-a spune. Deci cred că în momentul de față domnul Nistor reprezintă cea mai bună soluție pentru județ, pentru că, spre deosebire de principalul contracandidat al dânsului, domnul David, nu-i neglijez nici pe ceilalți să nu se supere, dar se pare că principalul contracandidat este domnul David, înclină balanța foarte mult în favoarea dânsului, experiența pe care o are, faptul că a fost ales de atâtea ori într-o comunitate, faptul că a fost deputat atâtea mandate, faptul că el conduce o organizație PSD la nivel de județ, care nu e simplu de condus, să știți, de 10 ani de zile, fără niciun fel de problemă, sunt tot atâtea aturi în favoarea dânsului, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă îmi permiteți, am putea să facem puțină matematică, mă rog, nu chiar fixă, deși matematica e întotdeauna fixă. Vis-a-vis de faptul că dumneavoastră spuneți că veți câștiga alegerile, dacă e să o luăm pe municipiile și orașele mari, da, și să începem din Valea Jiului, nu începem cu Petroșaniu, că... Păi nu vă spun eu sigur, putem să începem cu Petroșaniu. Ia. PSD va câștiga Petroșaniu. Aici dați-mi voie să vă spun că sunteți subiectiv. Eu sunt câteva orașe pe care nu știu pe cine să fac pariu. Adică dacă cineva mi-ar spune vrei să faci pariu, eu aș zice nu, aici nu fac pariu că nu vă știu. Vă putem ajuta noi. Vă rog. Hai să vedem. Pe care vreți. Deci domnul moderator, să începem cu Valea Jiului. Facem o chestiune acum în direct? Vă rog. Dacă Partidul Social Democrat câștigă Petroșaniu, deci eu nu mă refer neapărat, nu știu, poziția de primar, probabil acolo aveți anumite semne de întrebare dumneavoastră, domnul Riți fiind primar în funcție din partea PNL-ului. Asta este unul dar dacă motive. Din punct de vedere politic Partidul Social Democrat câștigă Petroșaniu, mă invitați anul următor, cel puțin o dată pe lună, aici la Capital TV, fără a avea un contract de promovare? Ne-am înțeles? Da, deci pariul e gata, ai câștigat. Așa. Bun. Înseamnă că am câștigat și eu ceva în urma acestei emisiuni. Da, urmează să vedem dacă ce... Dacă pierd, mă angajez eu să am contractul dumneavoastră pe un an de zile. Dar ideea este următoarea. Hai să luăm orașele din Vale, Petrila. Eu v-aș propune, domnul Simeon. Nu că nu știți unde vreau să ajung. Știu. V-aș propune în loc să ne pierdem timpul în această emisiune deosebită și cu un moderator deosebit ca dumneavoastră și o televiziune chiar pe bune, decât să ne pierdem timpul să analizăm noi acum orașele.
Le-au analizat peneliștii. Nu asta vreau să spun. Tocmai că au făcut o alianță cu USR, UDMR, PNCD, în ideea de a atrage voturi. Le-au analizat peneliștii, au făcut un sondaj de opinie și spunea că domnul David are vreo 39% în sondajul de opinie. Am văzut și eu sondajul. 39%, eu am vreo 20 ceva%. Nici nu vreau să discut acest lucru. Duminică seara vom ști rezultatul. Eu vreau să discutăm altceva. Ideea e dacă bate socoteala de acasă cu aia din târg. Socoteala noastră de acasă bate, fiindcă noi nu venim cu sondaje prost făcute, cu firme pe care, când contracandidatul meu, când a fost întrebat cine a făcut sondajul, nu știu. Eu pot să spun clar și foarte răspicat, noi am făcut două rânduri de sondaje. Unul l-am făcut de un sondaj la Gioagiu și când am căutat firma respectivă pe internet n-am găsit nimic. Da, făcut cu ei, aia altceva. Dar de al nostru, eu nu vorbesc de ale lor, da. Treaba lor. Noi am făcut două rânduri de sondaje. Unul în ianuarie, februarie, făcut cu Avangard, deci o firmă renumită, al lui domnul Pieleanu. O să vă rog să nu dați procente, trebuie să prezentăm mai mult. Și cu un profesor, nu mai spun, un profesor din Valea Jiu de la Facultatea din Petroșani, deci două sondaje. După pandemia, eu împreună cu colegii mei, am zis, băi, treaba s-a schimbat. Trebuie să vedem exact cum stăm. Am mai făcut în luna iulie alt sondaj cu aceeași casă de sondare, Bucureștiul și Petroșaniu. Ei de ce n-au curajul să spună? Eu nu vin să... Sigur că n-am venit să le spun sondajele pe banii noștri, făcute sondajele, ca să-i învăț pe ei cum să nu. Asta este foarte clar. Dar eu vreau să discutăm altceva. De ce trebuie să voteze oamenii PSD-ul? De ce trebuie să voteze? De ce trebuie să voteze oamenii PSD-ul? Haideți să vă spun. Mi-ați ridicat o întrebare, chiar vă mulțumesc. Cu plăcere, da? Azi dimineață am participat la Spitalul Județean din Deva, unde domnul David și cu un mare ziarist din Deva ne spune că PSD... Care e la așa mare? Eu îl zic așa... Mare în kilograme? Sau în la kilograme nu, că e, spune că e foarte mare. Da, mă rog, în spune fine. Că PSD-ul, sub conducerea PSD-ului, Consiliul Județean sub conducerea PSD-ului, a băgat Spitalul Județean în COVID. O spun și aici, și am mai spus-o. Spitalul Județean a fost denumit, făcut Spitalul COVID, printr-o simplă semnătură a prefectului județului Hunedoara, pe care și acum îi cer demisia pentru ce a făcut. Fiindcă este responsabil în fața cetățenilor din județul Hunedoara pentru ce a făcut și se spune de ce a gândit așa prost. Repet, azi dimineața am fost cel mai frumos lucru și mai îmbucurător s-a inaugurat secția de cardiologie. Dacă aveți ocazia, vă rog din suflet să mergeți. Cu siguranță săptămâna. În județul, nu mai există așa ceva, iar în județele țării, cred că suntem printre primii care avem așa ceva, de o eleganță, de o construcție deosebită și dotare. Vreau să-i mulțumesc pe această cale și implicarea episcopiei, preasfințitul Gurie, s-a implicat foarte mult pentru dotări cu anumite materiale și aparatură, dar vreau să merg mai departe, ceea ce nu poate nici dumneavoastră, nici cetățenii, fiindcă eu niciodată n-am vrut să mă laud cu ce fac, ci după mine, ca și după domnul senator, prietenul și colegul meu, să rămână fapte. Faptele vorbesc despre noi, nu cuvinte politice și nu minciuni. În anul 2009, când a fost director la DSP, doctorul Demeter, a venit la mine. Eu atunci, pe acea vreme, aveam două calități. Eram cu mult mai tânăr ca acum. Iar ajungem aici. Și a doua, eram proaspăt deputat, un an de zile deputat. Și a venit domnul doctor cu un program extraordinar să facem reparația capitală la Spitalul Județean din Deva. Un proiect extraordinar de ambițios, un proiect care, vreau să-i mulțumesc domnul Moloț, fostul președinte, că a avut curajul măcar să dea aprobarea. Că nu trebuia decât, fiind spitalul în administrarea Consiliului Județean, obligatoriu pe proiect trebuia să fie aprobarea Consiliului Județean. A fost un proiect care la acea dată costa peste 20 de milioane de euro. Atenție! Peste 20 de milioane de euro. Și iată că an de an, îmi pare rău că s-a amânat cam mult din cauza
tot a PNL-ului, care n-a vrut să dea mulți bani când au fost la guvernare pentru spitalul din Deva. Dar faptul că astăzi suntem și ei ne spun că noi suntem cei care am umplut spitalul județean de șobolani, de gândaci, păi este ridicol ceea ce spun. Ce, ați dus în buzunar sau cum? Că... Da, probabil, probabil că da. Iar ce este deosebit, cadrele medicale în frunte cu doctorul, șeful de secție de la cardiologie, doctorul Blaj, au rămas înmărmuriți la modul cum s-a predat și ce s-a găsit. Ce este mai neplăcut, directorul DSP Hunedoara, vă puteți imagina că a refuzat să vină la inaugurare? De ce? Sigur că nu-i convenea că se face de către PSD și nu-i convine. Și cred că cel mai plauzibil lucru, am văzut că PNL-ul acum le dă voie și obligă pe directorii de la deconcentrate și, atenție, mai mult, pe directorii de școli, directorii de licee, îi obligă să meargă să împartă ziare care îl denigrează pe Nistor, denigrează PSD-ul, denigrează orice. E, chiar? Vreți să vă... Să aveți vreo... Vreți să vă deschid telefonul? Vă deschid telefonul. Așa. Și vă arăt o poză a unui director, directorul liceului Decebal Deva, domnul Ileș, și mi-asum când spun asta, a fost pozat când bătea la o poartă, cred că la țară, că nu se vedea poartă cam de oraș așa, cu ziarele în mână care îl denigrau pe Nistor și le împărțea. Și mă întreb, domnule director, ce demnitate mai aveți dumneavoastră în fața elevilor și în fața părinților? Când dumneavoastră, în loc să vă ocupați de învățământ, de elev, și este cel mai renumit, cel mai mare și cel mai renumit liceu din Deva, liceul Decebal, dumneavoastră să împărțiți ziare, v-ați coborât prea mult. Domnule director și domnul din conducerea PNL, Heiuș spunea la o televiziune, aici și nu-i dau numele la televiziune, că în momentul în care un politician ajunge la poarta școlii, la poarta spitalului și la poarta bisericii, să lase politica acolo la poartă. N-ați fost capabil să lăsați politica, a schimbat directorul de școală, competență, a schimbat inspectorul general, inspectorul ajun, v-ați băgat și pe la biserici să vă rugați, nu să vă ierte Dumnezeu păcatele, ci să vă rugați de preoți, să cumva să vă ajute la vot. Iată că este trist. Și apropo, am spus astăzi că am fost în emisiune cu o doamnă care, o doamnă deosebită. Și am spus, vezi, acum te apreciez cel mai mult. În momentul în care de multe ori ai venit și ai spus, domnul președinte, directorii de școli trebuie pus pe competență, nu pe criterii politice. Și acum îmi mențin această idee. Și eu sunt perfect de acord. Directorul de școli trebuie pe competență și nu pe politic. Și eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră, pentru am că două acolo trebuie niște competențe. Vă rog. Că vreau să las pe colegul meu. Am două broșuri și aici la cameră. Uitați-i frumoase. Da. În care eu, în calitate de candidat și câștigător a funcției de președinte al Consiliului Județean, am arătat cetățenilor din județul Hunedoara tot ce am de gând și ce a făcut PSD-ul. Și apropo de ce a făcut, două lucruri. Pe lângă secția asta de cardiologie, astăzi erau consternați liberalii când au văzut că pe drumul județean care leagă Cabana Rusu cu masivul Părâng s-a turnat în două zile peste 100 de tone de asfalt. Când am început acest obiectiv în 2016, când am venit eu președinte la Consiliul Județean, a mers la fața locului și spunea oamenii, nu cred că se va face. Erau învățați cu minciunile PNL-ului. Ăștia sunt cei 4 km și jumătate sau... Da, mai bine, sunt vreo 7 km, cred că. Am înțeles. Dar problema este că s-a demonstrat că se poate și n-am făcut-o pentru partid, nici pentru Nistor, nici pentru alt Consiliu Județean. Am făcut-o pentru cetățenii din Valea Jiului și pentru cei din județul Hunedoara și nu numai. În Valea Jiului, și o să vă spună, cred că și colegul meu, trebuie dezvoltat turismul în mod deosebit. Și mai mult,
trebuie să reprezentăm județul în așa fel încât să fie cunoscut, să-l facem cunoscut în afara țării. Nu s-au ocupat cât au fost 12 ani la conducerea PNL de promovarea județului, ci împotrivă, de distrugerea a județului s-au ocupat. Vreau ca odată, pentru totdeauna, în administrația județului să dispară corupția, vreau să dispară găștile și de ce nu, să vă mai spun încă una și închei cu asta. În 2019, o treabă foarte bună. În 2019, guvernul PSD a venit reprezentantul Registrului Auto Român și a vrut să facă o stație modernă, una dintre cele mai moderne din țară, la Hunedoara, în parcul industrial. Ce credeți? Că astăzi, mai mari PNL-ului din Deva n-au mai fost de acord și au spus să o facă, să o facă la Deva ca ei, și vă aduc documente, ca ei, conducerea, să cumpere un teren privat și ei să-l vândă la rar, să-și mai umple buzunarele, parcă n-au fost suficient până acum. Mă rog, asta nu putem să o știm sigur. Vă spun eu, eu vă aduc documente. Vis-a-vis de promovarea județului, domnule ministru, dacă îmi permiteți, o sugestie, o observație, luați-o cum vreți dumneavoastră. A existat un moment, cel puțin, asta este părerea mea, când o instituție, subordonată, cred, Consiliului Județean, îmi scapă numele acum, e Agenția de Promovare Turistică, ADEHU, a fost condusă de Radu Barb, colegul meu din presă și așa mai departe. Cred că acela a fost momentul în care a fost condusă de Radu Barb, în care promovarea județului cu demnitate, cu demnitate. S-a făcut cel mai bine. Sigur că da. Vă pot spune o noutate, să nu mai lungim, că e timpul foarte scurt și aș vrea Cristi să-i dăm posibilitatea să și nu se simtă marginalizată. Nu putem, da. Domnul Simion, vă rog. În momentul în care, în 2016, eu am preluat conducerea Consiliului Județean, Radu Barb a fost, așa cum spuneți dumneavoastră, președinte, eu am avut direct, și clinciuri cu Radu Barb, nu este la ADEH. Problemă, dar sunt în stare ce să credeți, apreciez un om atunci când muncește. Ce credeți că am găsit la ADEH? Nu știu. Vă spun eu acum. Maldere de hârtii cu evidența cetățenilor pe secții de votare, cu evidența lor cu număr de telefon și sticle, zeci de sticle de whisky. Într-una singură... Goale. Goale. Într-una singură a uitat să-l bea, cred că nu mai a avut timp pe ultimul timp, mai era jumătate de sticle de whisky, dar spun sincer că mi-a fost, nu puteam să pun gura pe el, că ziceam, dacă ar fi lăsat cumva o travă sau ceva acolo. Deci asta a fost promovarea lor. Whisky, liste electorale, telefoane, secție de votare care cum putem mișca, asta s-a ocupat ADEH-ul pe vremea lui domnul David. Și vă încotră, nu domnul David, după domnul Moloț a mai fost un președinte, un om extraordinar, domnul Gligor. Ce credeți că după ce domnul Gligor l-au ales ei președinte al Consiliului Județean, după câteva luni l-au schimbat, de ce? A băgat mâna prea adânc în toate porcăriile făcute de PNL și când au ieșit la suprafață anumite lucruri, l-au schimbat. Și vin astăzi ei și ne spun că Nistor a schimbat directorul de la Giorgiu? O să zic și eu că Gligor acum, fenomenal! Fenomenal! Astăzi, într-un ziar, am văzut într-un ziar unde mă fac praf pe mine iară, că am schimbat directorul de la Giorgiu. Da, stimați telespectatori, în 2016 l-am schimbat. Pe actualul subprefect al PNL-ului din județul Hunedoara era director la Giorgiu și l-am schimbat pe un simplu motiv. Nu a declarat arieratele pe care le avea spitalul sanatoriu din Giorgiu, care era caz penal, și nu le-a declarat pentru următor motiv. 2 miliarde de lei arierate nedeclarate. Nu le-a declarat fiindcă dacă le-a declarat, trebuia să-l schimbe PNL-ul din funcție că nu și-a îndeplinit toate condițiile prevăzute în contractul de management. Am înțeles, domnule Răzmăriță. Vreau să mă întorc din nou spre dumneavoastră și să vă întreb. Cum vedeți următorii 4 ani pentru județul Hunedoara cu o conducere PSD și pe ce ar trebui apăsată pedala de accelerație? Eu văd în primul rând județul Hunedoara condus de PSD și de o administrație PSD până la urmă, pentru că nu partidul conduce, să se înțeleagă, nici PNL, nici PSD, indiferent ce se întâmplă, conduce. Conduce un om ales de cetățeni până la urmă, dar eu aș vrea să vă dau și niște motive, pentru că ați fost o întrebare
Care ar fi o diferență între PNL, între PSD, între alte partide politice? Și dacă îmi permiteți, aș răspunde prima dată la această întrebare. Vă rog. Vreau să vă spun, să vă dau, nu știu, cam câte motive. Vă dau 1, 2, 3, 4, câte motive dumneavoastră? Vreți dumneavoastră. Ele sunt foarte multe și nu avem timp. Cât timp ne dați dumneavoastră? Sigur. De exemplu, mai avem vreo 7-8 minute. Aul. Ieri a fost votat de către plenul reunit al Camerei și al Senatului o rectificare bugetară în care s-a depus un amendament prin care pensiile trebuie să crească cu 40%. A, mi-ați furat întrebarea, conform, vreau să vă întreb asta. Conform legii pe care am avut-o până în momentul de față. Vreau să vă spun că Partidul Social Democrat și alte partide au votat acest amendament. După mine, actualul guvern este obligat să crească pensiile cu 40%, cum a fost legea, până în momentul în care guvernul a decis să nu o respecte și să modifice, să ducă creșterea la 14%. După mine, nu este o creștere cu 14%, ci este un furt de 26% la fiecare pensie a fiecărui român. Asta e jumătatea goală. Ce m-a indignat pe mine? Faptul că doi parlamentari ai Partidului Național Liberal, de aici din Hunedoara, din păcate, domnul Heiuș și doamna senator Hărău, au votat împotriva acestui amendament și împotriva pensiilor cetățenilor din județul Hunedoara, pentru că noi suntem în județul Hunedoara, dar împotriva tuturor pensiilor. Deci să se știe, domnul Heiuș, președintele Partidului Național Liberal, și doamna Hărău au votat împotriva acestui amendament și împotriva creșterii pensiilor cu 40%, de practic împotriva respectării legii. Un motiv. Haideți să vă mai dau un motiv. De domnule, stați un pic. Mă scuzați că vă întrerup. Dar cum e până la urmă? Că asta e un fel de alba neagră. Hai că o creștem, ba nu o creștem. Păi stați puțin, stați este așa, lege. Păi așa, e alba neagră. Așa s-au jucat ei. Stați puțin, de ce ziceți că e alba neagră? Pentru că vine Parlamentul și zice, ok, votăm, creștem, vine guvernul și ce? Păi stați mai puțin. Odată, guvernul m-a uimit total, eu sunt de 12 ani de zile parlamentar. Și atacă la Curtea Constituțională. Este pentru prima oară în cei 12 ani de zile când văd că guvernul, indiferent care este el, nu respectă legile țării. Să se înțeleagă foarte bine. Guvernul este o putere executivă care trebuie să pună în aplicare ceea ce spune Parlamentul. Că le convine sau nu. Dacă era un guvern al Partidului Social Democrat, eu aveam exact aceeași reacție. Mă doare foarte mult că doamna Hărău și domnul Heiuș, reprezentați de fruntea PNL, votează împotriva creșterii pensiilor cu 40% și împotriva respectării legii. Aș vrea să trec la următorul punct, pentru că pentru mine cel puțin este foarte dureros. În urmă cu 10 luni de zile am dat drumul și am inițiat. Am făcut-o singur, dar am avut sprijinul domnului președinte Nistor în principal, dar și al altor colegi de la Partidul Social Democrat, o inițiativă legislativă prin care foarte mulți locuitori ai județului Hunedoara să iasă la pensie cu 2 ani mai devreme. Am pornit de la locuitorii ai Văijiului, în urma unor amendamente, ca să fiu foarte corect, al mai multor colegi parlamentari, printre care și domnul Nistor, care este prezent astăzi în studio, inclusiv locuitorii din Deva, din Hunedoara, beneficiază de ieșire la pensie cu 2 ani mai devreme, pe o lege a lui Cristian Rezmeriță. Ce vreau să vă spun, am văzut, am aflat de la colegi, nu știu dacă domnul Nistor cunoaște, doamna senator Hărău a pus un pliant în toate cutiile poștale, cel puțin din municipiul Deva, în care dânsa anunță că se iasă cu 2 ani de zile la pensie mai devreme, încercând să-și asume această inițiativă legislativă a mea, o dispută mai veche pe care o avem. Eu vă spun că doamna Hărău minte, fără niciun fel de discuție, poate că în momentul de față ne privește și spune, nu, domnule Rezmeriță, nu are dreptate, o aștept, deschideți ușa studioului și poate vine în studio cu mine să-mi spună de ce fură munca mea. Deci de ce îmi fură munca? Atenție, formidabil. Doar... Și dumneavoastră și doamna Hărău. Nu, stați puțin. Eu poate că sunt formidabil. Ea este o hoață și o mincinoasă furându-mi. Nu, nu, nu. Mult spus. A, e puțin spus față de ceea ce face. Încercând să inducă în eroare cetățenii din județul Hunedoara. Faptul că doamna Hărău are bani poate de 100 de ori mai mulți ca mine, nu înseamnă că are minte de 100 de ori mai multă ca mine. Acum... Și eu chiar, nu. Eu chiar o invit să spună, să vină unde dorește dânsa, la orice televiziune de aici, din Deva, să-mi explice de ce îmi fură munca și de ce minte cetățenii din Hunedoara, din Călan, din Deva, că a făcut acest lucru. Pentru că este o lege făcută doar de mine. Deci lansați o invitație la o dezbatere cu doamna Hărău. Păi nu, să-mi explice de ce fură, de ce... La o dezbatere. Credeți că are curaj să vină la o dezbatere cu Cristian? Nu, dar să-mi explice de ce îmi fură munca, domnule. Deci ați face o dezbatere cu doamna Hărău în... Fără probleme, eu aștept acum, poate dorește să vin acum, nu mai plec la Lupeni acasă, rămân, îmi iau cazare la hotel dacă trebuie, anunț soția și stau până azi, până mâine, până poi mâine. Uite, o să-i transmit propunerea noastră și iată doamna Hărău, după campania electorală. Dar poate să vină și acum, eu stau undeva până vine dânsa. Dacă vrea, mergem la televiziunea ei, că știu că are o televiziune, nu e o problemă. Mă, cu ce moderator dorește dânsa? Să-mi explice de ce fură munca mea și a Partidului Social Democrat.
Al doilea motiv pentru ce trebuie ales PSD-ul ăsta este. Vă dau un al treilea motiv și termin. După aceea, domnul președinte, fiind ultimele minute ale emisiunii, poate dorește să vă mai transmită ceva. Trei chiar. Îndeva în ultima perioadă a fost apă caldă? Nu știu, eu nu locuiesc. Nu prea a fost. Pentru cei abonați la Mintia. Și dacă aș locui, aș avea centrală proprie. Vreți să vă spun de ce nu a fost unul dintre motive? Pentru că Partidul Național Liberal a ales să pună la conducerea complexului energetic Hunedoara și poate că în această parte a județului nu se știe, un electrician. Un om care a lucrat maxim electrician, care în momentul de față este ieșit la pensie de pe această poziție, se iasă cu 45 de ani pentru că sunt grupe speciale, a fost maxim electrician și își bate joc de tot complexul energetic Hunedoara, inclusiv la Deva, nefiind apă caldă, pentru că Mintia nu funcționează. Și acum să vă dau al treilea motiv decisiv. În anul 2016, Adrian David, cel care candidează, Adrian David care candidează pentru președinția Consiliului Județean, s-a dus pe un salariu de peste 100 de milioane de lei să fie consilierul personal al domnului Mercer, care la vremea respectivă era directorul general al complexului energetic Hunedoara. Știți ce a avut în fișa postului domnul David conform declarațiilor dânsului? Eu nu știu. Să se îngrijească de termoficarea din Valea Jiului. Știți ce s-a întâmplat în acea perioadă cu termoficarea din Valea Jiului? S-a dus. Pa. A distrus-o. În momentul de față, dânsul este administrator al municipiului Deva sau a fost consilier personal al domnului primar, nu mai știu exact, că el tot de astea, tot poziții de astea ocupă. Ce se întâmplă? Rămâne și Deva fără apă caldă. Probabil dacă domnul David, Doamne ferește, ajunge președinte al Consiliului Județean, ne lasă pe toți din județ și fără apă rece, ca să exagerez. Doamne ferește, acum chiar nu putem. Deci uitați, v-am dat patru motive doar, scurt. Bun. Domnilor, am ajuns la final. Doamna Hărău, chemat sau nu? Eu o invit, acum nu pot să o aduc cu forța, nu? Dacă ați ajuns la final, două fraze. Deci și doamna Hărău nu vine foarte domnul bine. Adi. Vă rog. Dar mergem la ea la televiziune. Să vă asta, da. dați-mi voie pentru cetățenii județului Hunedoara care duminica viitoare asta vreau să vă rog un merg să-și aleagă un președinte al Consiliului Județean. Cum puteți, domnilor de la PNL, să jigniți în permanență oameni? Dar de fapt, ei, domnul Adi, iau exemplu de la mai marele lor, Ludovic Orban, premierul României, care spune așa, și citez: puneți mâna pe par și dați pe primare PSD, pe parlamentare PSD, pe președinții de Consiliul Județene PSD. Asta a fost acum ceva vreme. Da. Vine acum candidatul lor la București, Nicușor Dan, și o face pe doamna Firea Panaramă? Ure. Asta este atitudine de om, de candidat, de bărbat. Nu poți să vorbești despre o doamnă, despre o femeie, așa ceva. Numai un cretin care n-are minte poți să jignești o femeie, dați-mi voie. Și mai vine acest mare ziarist al județului Hunedoara din Deva, pe care îl susține foarte bine PNL-ul. Și spune despre o femeie, despre directoarea de la spitalul din Giurgiu, care are școală. Câți ani are el aproape? Ani de școală. Există un proverb. Zice că niciodată să nu te așezi pe un scaun mai înalt decât câte cărți ai citit. Așa că, domnule ziarist, nu mai jigni. Și o face, atenție, ca și Nicușor Dan, o face pe directoarea Ciupercăreasă. Îi spune Ciupercăreasă lui Nistor. E posibil așa ceva? De ce are vreo... Și un mesaj de încheiere așa. Dragi cetățeni ai județului Hunedoara, duminică dumneavoastră sunteți cei care decideți cine va fi președinte al județului, cine va fi consilier județean, cine va fi primar sau consilier local. În cabine de vot sunteți doar dumneavoastră și cu Dumnezeu. Vă asigur din suflet că interlopii nu vă pot verifica cum votați. Vă doresc să mergeți la vot și să votați cum vă dorește conștiința dumneavoastră. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Vreau să transmit un mesaj și din partea mea personală, dar și a locuitorilor din Valea Jiului, pe care eu îi reprezint locuind acolo, la fel cum îi reprezint și pe ceilalți din județul Hunedoara, să vin alături de domnul președinte Nistor. Vă spun că cel puțin în acea parte a județului vom aduce un vot covârșitor spre Partidul Social Democrat și în 30 de secunde, dacă îmi permite să te încheiem așa pe o chestiune mai glumeață, m-am gândit, dacă doamna senator Hărău dorește, putem să facem o emisiune la televiziunea dânsei,
chiar pe terasa hotelului pe care și-l construiește lângă castel, fără niciun fel de problemă, care este tot al ei. Probabil îmi va spune că a muncit ca să câștige bani, ca să facă anumite lucruri, și eu sunt perfect de acord. Singurul lucru cu care nu sunt de acord din activitatea economică a dânsei e factura aia între 30 și 40 de miliarde de lei pe care a încasat-o de la primăria Hunedoara doar ca și penalități. Și poate dorește să intru în amănunt chiar într-o eventuală emisiune pe terasa hotelului pe care îl construiește. Cristi, eu ți-aș propune un loc mai drăguț. Să mergeți pe terasa hotelului domnul Dave de la Mare, pe care a uitat să-l bagi în declarația de avere și probabil v-a mai plăcut. Aveți vreo dovadă? Păi căutați-l, se vede declarația de avere când a spus care... Mai ales, uitați-vă că nu eu am căutat, alții au căutat. Inclusiv mașini declarate, fel și fel de lucruri. Mă rog. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc sincer succes în alegeri. Mulțumesc. Vă mulțumesc și suntem convins că vom avea. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați respectatori, interesantă emisiune. Din păcate trebuie să ne oprim pentru că acesta este spațiul alocat Laurențiu Nistor, candidat PSD pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara, și domnul Cristian Răzmeriță, candidat pe listele PSD pentru funcția de consilier județean al județului Hunedoara, au fost invitații noștri. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de noi și votați înțelept.